seminarul a fost în locație în data de 24 martie 2021. Se cunoaște proiectul una din idei zi. Nu mai da citire, dacă am mai da citire întregul, întregii ordini de zi, dacă sunt observații, dacă are toată lumea la cunoștință. În cazul în care nu sunt observații, se pune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Ordinea de zi a trecut. Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații cu privire la procesele verbale de la ale ședințelor anterioare, dacă nu sunt, voi supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 24 februarie 2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Supune arăși la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 2 martie 2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 3-3-2021. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține dacă sunt? Și din nou se supune la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17.03.2021. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține? Intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 este proiectul de hotărâre privind raportul primarului municipiului Onești privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Onești în anul 2020. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare la acest proiect de hotărâre. Fiind un raport de prezentare, el doar a fost prezentat, a fost înaintat pe moment pe adresa de e-mail. Prea multe discuții nu sunt, dacă dumneavoastră aveți alte discuții, este doar o prezentare, nu este o aprobare a raportului. Dacă nu sunt discuții, vom trece la punctul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna aprilie 2021. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Consiliul local are inițiativă și mă doresc în condițiile legii toate problemele de interes local. Codului administrativ ce a fost aprobat prin ordonanța guvernului 57/2019. Având în vedere prevederile articolului 123 din ordonanța guvernului 57, după declararea care va constitui Consiliul Local al legii din prezentul săi, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, un președinte de ședință pe perioada de 3 luni, până la cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului Local, semnează hotărârile adoptate de acesta. Cu timpul de ședință se alege un vot deschis cu majoritatea simplă. Având în vedere prevederile mai sus menționate, se propune ca următorul consilier în funcție, în ordinea plenară, să fie președinte de ședință. Motiv pentru care se propune adoptarea hotărârii în acest sens. În ordinea alfabetică urmează doamna botezată, acceptați să fiți. Urmează să votăm. Da, avizul comisiei numărul 4. Da. Urmează să trecem la vot. Comitatoare. Da. Da, poftiți, votul e deschis. Vă rog.
La proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind designarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al DPP și aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al DPP Onești, la fost autoritate tutelară Consiliul Local Onești. Dăm cuvântul domnului secretar general pentru prezentarea referatului de aprobare. Sece de menea public și privat, în aduce la cunoștință din misa doamnei în funcția de președinte al Consiliului de Administrație și renunțarea la mandatul de administrator executiv, începând cu data de 13.03.2021. Astfel, societatea privește numirea unui administrator provizoriu, declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării postului vacant de membru al Consiliului de Administrație al societății. Avem în vedere cele prezentate, propunem de aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu mențiunea că acceptăm amendamentul acestui de hotărâre. Reprezentantul comisiei, reprezentantul comisiei au cuvântul, comisia numărul 1. Anghis, favorabil cu majoritate de voturi. Și comisia numărul 4. Anghis, favorabil. Are cuvântul domnul secretar general pentru a citi amendamentul la proiectul de hotărâre menționat. La proiectul pe ordinea de zi numărul 3 al ședinței ordinare se solicită următorul amendament. Titlul proiectului de hotărâre se va modifica în sensul eliminării sintagmei desemnarea unui administrator provizor în Consiliul de Administrație al SECE, domeniul public și privat SA,
urmând să aibă următoarea formă, proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administrație al 10 domenii publice și private de stat și convocarea de intrată a Generalului General Acționarii al domeniului public și privat de stat. Se elimină din cadrul proiectului articolele 2, 3, 4 și 5, urmând ca proiectul să aibă nouă numerotare. Se introduce un nou articol care va avea următoarea formă. Se convoacă de îndată adunarea generală a acționarilor la 10 domeniu public și privat de stat. Se puternicește domnul Vidaru Valentin Iulian, în calitate de administrator executiv și director general al 10 domeniu public și privat de stat, să demareze procedura de convocare de îndată adunării generale a acționarilor societății comerciale, domeniu public și privat de stat. De, în preambelul proiectului de hotărâre mai sus menționată, se va completa și cu articolul 64 indice 1, aliniatul 4, din cadrul ordonanței 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și modificările și completările ulterioare. De asemenea, solicit și îndreptarea unor erori materiale, tot în preambul, în mod greșit a fost indicat articolul 2.2, litera A, este vorba de litera B. Amendamentul a fost prezentat, dacă sunt discuții mari din acest amendament. Eu aș vrea să fac o singură subliniere. În forma inițială a proiectului, mi-aș fi dorit să se aplice un pixuleț inițiator asupra dispozițiilor precizate în capitolul 3, ar hotărâi de... Inițialul nu mai există. Eu vorbim vorbe la momentul ăsta. Vorbim vorbe. Am vorbit pe tema asta. Am vorbit și pe tema. Sunt discuții pe amendament. Pe amendament nu sunt discuții. Pe forma inițială erau niște probleme. Când trecem la forma inițială, când trecem la forma care nu mai este... Nu sunt discuții pe amendament, dacă nu mai sunt, supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este în vot? 10. Cine este împotrivă? Abține? Curiozitatea mea mare este cum se motivează abținerea. Este o dispunere justificată. Deci, dar ceva rău în treaba asta, ar fi interesant de vorbit pe tema asta. Poate nu-i bun amendamentul. Nu-i spun amendament bun. Nu sunteți de acord cu el. Nu am niciun fel de problemă. A trecut amendamentul. Dar interesant este cei care se abțin să și spună din ce cauză s-au abținut. Suntem foarte buni să venim la ședințe și să pozăm în Sărbătorii Oneștiului. Dar faceți-o public dacă am greșit cu ceva. Mulțumesc. Și tăcerea e un răspuns. Trecem mai departe. Interesant era să vedem niște bărbați în sală. Sunt discuții la proiectul numărul 3, așa cum a fost amendat. Dacă nu sunt discuții, vom trece la vot. Din nou vom avea vot secret. Nu
comisia care să... Nu știu că am zis ce. Thank you.
Votul valabil 21, pentru 16 voturi, împotrivă un vot, abțineri 4. Votul. Împotrivă. Împotrivă. Votul numărul 21. Cum? 0. La solicitarea grupului PSD, se suspende, se face o pauză de 5 minute. Deci, se reia ședința. Am trecut la proiectul de hotărâre următor. Punctul numărul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionărilor în bunuri imobile, teren aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Terenurile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Onești pot fi concesionate în conformitate cu legislația în vigoare și în condițiile respectării prevederilor organizațiilor de urbanism de amenajare a teritoriilor. Concesionarea terenurilor prezintă un dublu interes atât pentru municipalitate, prin verificarea superioară a suprafețelor de teren, proprietate publică sau privată, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare a celor expuse mai sus și conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre cu privire la concesionarea unor terenuri aparținând municipiului Onești. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Aviz favorabil. Comisia numărul 1. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, vom trece la vot. Cine este pentru? Cine este pentru încă o dată? Cine este împotrivă? Abțineri? Se trece la următorul proiect. Proiectul numărul 5. Proiectul hotărâre privind aprobarea testării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești, al unui bun imobil de interes local. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Condiția C23, situată în scala dreptului numărul 1, municipiul Onești, în suprafață de 145.000 de unitate, conform planului de atrasament limitare, a fost edificată pe terenul proprietatea publică a municipiului Onești, înscris în cartea funciară 63.408. Pentru scrierea bunului imobil de construcție în cartea funciară este necesară testarea apartenenței la domeniul public al municipiului Onești. Prin acest scop, s-a elaborat proiectul de hotărâre pentru a fi dezvoltat și aprobat în forma propusă. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu sunt observații, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Se trece la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind transmiterea drepturilor de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Proiectul 6, proiect de hotărâre privind transmiterea de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Onești. Prin hotărârea ale Consiliului Local Interioare a fost atribuită să formă concesiuni acele terenuri menționate în anexul la proiectul de hotărâre. Deoarece cel unde a venit contractul de vânzare, cumpărare, autentificate, se propune transmiterea drepturilor de concesiune transmis odată cu bunul imobil principal, conform datelor de identificare menționate în documentele înaintate și în condițiile contractului anterior. Având în vedere cele menționate, se pune spre aprobare și analiză Consiliului Local proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Cu cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate pentru a prezenta raportul. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, sunt observații, se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii drepturilor de închiriere a situației comerciale în proprietatea municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare.
Prin hotărârea Consiliului anterior au fost atribuite în formă, sub forma închirierii spații comerciale din cadrul centrului comercial Gață pentru desfășurarea de activități comerciale beneficiate de investitorilor peste bugetului local. Deoarece unii închirieri doresc cesionarea contratelor de închiriere către alte societăți comerciale și având în vedere acordul administrației piețele cu privire la aceste solicitări, se pune spre analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre observat prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect, proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii suprafețe de 40,7 metri pătrați din imobilul situat în strada Victor Babeș, numărul 1, etajul 1, municipiul Onești, cu destinația sediu politic către Partidul Libertate, Unitate, Solidaritate Plus. Are cuvântul domnul secretar general. Partidele politice au un rol important în organizarea și conducerea vieții social-politice. Potrivit dispozițiilor legii 334/2006, autoritățile ale administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cele de a motivat acestea. Astfel, Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate Plus solicită aprobarea unui spațiu în strada Victor Babeș, numărul 1, în municipiul Onești, vestul Bacău, cu destinația sediul partid politic. Față de cele menționate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea acestui proiect? Dacă nu, supun la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Trecem la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiuni de dezmembrare a unui imobil proprietate a municipiului Onești în vederea individualizării prin numele cadastrale proprii. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Imobilul care face obiectul proiectului de hotărâre pentru serviciile notariale specifice operațiunilor de dezmembrare aparține municipiului Onești din situația numărul cadastral 60-328 și este situat în calea Mărășești numărul 106. Se propune dezmembrarea în două locuri de terenului în suprafață de 10.478 metri pătrați, toată municipiului Calea Mărășești, numărul 106, identificat numărul cadastral 60328, după cum urmează, locul în suprafață de 10.088, locul în suprafață de 390. Scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilor ce vor deriva din deschiderea terenurilor supra-menționate, este necesară să aprobați serviciile notariale specifice. Prin înscrierea sistemului de cadastru și cartificarea modului rezultate în urma serviciilor de zbătire, acestora li se atribuie câte un număr cadastral unic pentru care se vor deschide cărți funciare noi unde, unde vor fi evidențiate informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, atunci să punem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Deci la următorul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale, specific operațiuni de alipire a două imobile terenuri, proprietatea municipiului Onești, în vederea atribuirii unui număr cadastral propriu. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Imobile care fac obiectul proiectului de hotărâre pentru aprobarea serviciilor notariale, specifice operațiunilor de alipire, aparțin municipiului Onești, identificate cu numărul cadastral 65153 și 65966, strate municipiului Onești, care a caucitului numărul 12. În scopul reglementării și asigurării unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului, ce va deriva din alipirea celor două terenuri adăugate, este necesară să aprobați serviciile notariale specifice. În scopul acestora, sistemul de cadastrare,
decadează și ca prefuncțiare în modul rezultatul în acestor realitări, acestea este la privire numele cadastral unic, pentru care se va deschide carte funciară nouă, unde va fi evidențiată informațiile tehnice, juridice și economice proprii. Avem în vedere ce menționate, propuneți pe aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul care a fost prezentat, au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Nu sunt observații, voi spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unor activități cultural-artistice în anul 2021. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Primăria Municipiului Ionuș și Biblioteca Municipală Radu Răsete au organizat anual manifestări de interes cultural-artistic în domeniul culturii, istoriei, în care au fost promovate valorile și istoria culturală, locală și națională, precum și valorile artiștilor din domeniul muzical și teatral. Având în vedere referatele și rapoartele de specialitate, provine de Direcția Cultură și Tineret, direcția ce se ocupă cu organizarea acestor activități, propunem spre alocare de la bugetul local suma totală de 19.892 lei brut pentru desfășurarea în condiții bune a recitalului cameral și a piesei de teatru Divorțul Angliei. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Acordul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 1 de specialitate. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Trece la următorul proiect. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei hotărârii Consiliului Local numărul 42 din 24 martie 2016 privind acordarea scutirii la plată a unor obligații fiscale pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. Are cuvântul domnul secretar general. Da, reprezentanții PNL. Aveți cuvântul. Nu așa cum să vedem. Nu trebuie să ne facem înțeleg. Da, sigur. Formarea hotărârii de guvern numărul 1 pe 2016 privind normele de aplicare a codului fiscal se înțelează la articolul 24 alineatul 1 pentru aplicarea prevederilor al 457 alineatul 2 și al 464 alineatul 2 din codul fiscal, consiliile locale pot adopta hotărâri privind scutirea sau reducerea impostului, taxei pe credit sau pe terenul pe baza de criterii și procedură proprii. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea punctului 2.1 din cadrul anexei ca urmare a următorilor prevederi legale. Prevederile al 456 alineatul 2 litera C și de din două ori din legea 227 pe 2015, modificările și completările ulterioare, care prevede consiliile locale pot hotărâ să acorde scutirea sau reducerea impozitului taxe pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri, litera C, clădiri utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizațiile neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, litera B, clădiri utilizate de organizații non-profit folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ. Ținând seama de cele prezentate, se propune următoarea formă a punctului 2.1 din cadrul anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 24 martie 2016. Organizațiile non-profit care dețin în proprietate sau utilizează clădirile și le folosesc exclusiv pentru activități fără scop lucrativ, beneficiază discuterea la plata impozitului, taxe pe clădiri. Față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre pe mod prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate pentru a prezenta rapoartele. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Eu vă ajut, doamnă președinte. Aveți cuvântul. Aș fi vrut încă de ieri să fac un amendament la acest proiect, dar înțeleg de la domnul secretar, atât de la domnul secretar general, cât și de la domnul director economic, că amendamentul pe care aș fi vrut să îl propun face obiectul, de fapt, al unui alt proiect de hotărâre și dacă domnul primar îl va considera oportun și va aproba, m-aș bucura ca în ședința următoare ordinară
să propunem un proiect de hotărâre pentru scutirea ONG-ului de la plata salubrității. Cred că și acel proiect, cât și acesta, aduc o influență nesemnificativă bugetului, dar pentru anumite ONG-uri care, știu eu, abia reușesc să supraviețuiască, poate să însemne mai mult. Da? Mulțumesc. Alte discuții mai sunt? Supunem la vot, dacă nu sunt alte observații, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Următorul proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului de activitate a asistenților personale a persoanelor cu handicap grav în semestrul al doilea anului 2020. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta raportul de aprobare. Direcția Generală de Asistență Socială din Municipiul Onești are obligația de a prezenta semestrial Consiliului Local raportul de activitate a asistenților personale a persoanelor cu handicap grav. Pentru criteriul legal în vigoare, rolul autorităților locale este de a monitoriza în condițiile optime atribuțiile și obligațiile care le revin asistenților personali în vederea ameliorării situației persoanelor cu handicap grav, astfel încât aceștia să primească îngrijirea specială la nivelul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea nivelului la de nevoi fizice, personale, sociale și spirituale. Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate pentru a prezenta raportul Comisiei. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se trece la proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modalității de identificare a beneficiarilor, de soluționarea situațiilor identificate și procedura de acordare a etichetelor sociale pentru grădiniță conform legii numărului 248/2015. Are cuvântul domnul secretar general. Pentru a stimula participarea la învățământul preșcolar a copiilor din familiile defavorizate, al creșterii accesului la educație acestora, se instituie stimulentul educațional în formă de etichete sociale conform prevederilor legale în materie. Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat, prin sume depalcate din taxa pe valoare adăugată, alocate din bugetele locale cu această destinație. Ținând seama de prevederile legii 248/2015, care reglementează ca modalitate de identificare a beneficiarilor se stabilește prin hotărârea Consiliului Local, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Onești a unor imobile constituite din terenuri și construcții situate în intravilanul și extravilanul municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta referatul de aprobare. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietate privată a municipiului Onești sunt situate în intravilanul localității din care prin plan de amplasare și delimitare conform materialului aferente prezentului proiect. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii acestor terenuri sau bunuri realizate pe acestea sau efectuarea unor investiții de interes public local. Față de cele prezentate, propunem de aprobare proiectul în forma prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea acestui proiect. Dacă nu sunt discuții, se spunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Trei abține. Domnul Dumnezeu, ați votat pentru, da? Abține. Abține? Punctul 16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Onești, numărul 133 din 2012, pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar general.
Luând în considerare lipsa cadrului legislativ în domeniu, oprirea autovehiculor neautorizate în locurile de așteptare clienți în regim de taxi, precum și când stabilirea unor reguli de circulație aplicabile în acest sens, nu pot de toate autoritățile administrației publice locale au inițiativă și hotărăsc în condițiile recentate problemele de interes local, printre care și luarea unor măsuri necesare pentru stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Mești, propunem să aprobați proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 133/2012 pe forma prezentată. Raport de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului. Domnul Sergento, aveți cuvântul. Nu propunem așa avea de făcut. Fiind vorba de început, poate ar trebui ca sumele acestea să fie mai mici. Eu vin cu propunere de înjumătățirea lor, până se obișnuie cetățenii orașului și dacă vedem după aceea că există o prăznicie în a ocupa în continuare locurile, să le aducem la forma care este propusă de propunător. Și a doua problemă, referitor la fluidizarea circulației în zona Vieții, știu că s-a construit, s-a organizat pentru cei care aduc marfa acolo să aibă vehicule într-un anumit loc. Nu se respectă lucrul acesta, ar trebui să insistăm cu poliția locală, să știu cu cealaltă forțe, în așa fel încât cetățenii orașului care merg la viață să poată să-și parcheze vehicule corespunzător în zona respectivă. Să nu fim încurcați de cei care își aduc marfa, e drept, noi de la ei cumpărăm, dar noi trebuie să intrăm, să stăm puțin și să plecăm. Mulțumesc! Mulțumim! Avem trafic? Dar mai sunt alte discuții, vă rog. Deci eu, dacă găsiți o soluție la de la gară, unde sunt la taximetri și pe partea dreaptă cu legea spre hotel, dacă s-a găsit o soluție de parcare ori unde sunt taximetriști, ori pe latura de 90 de grade pe care mă rășești din fața este fizeria, astfel încât să asigurăm locul de parcare cu cei care au treabă la spațiile comerciale din zonă. Banca, sunt două bănci acolo, sunt atâtea spații comerciale care sunt private, cei care vor să meargă la acele spații nu au unde să parcheze în zonă. Zona de pe care mă rășești nu este folosită deloc. Sunt trei bănci de acolo, cea prima bandă nu este folosită deloc, s-ar putea crea ori pentru taximetriști, ori pentru parcări, pentru cei care au vrea văzut. Da, dar nu face o ieftă prezentă de hotărâre. Era, cum a prezentat și domnul Sergentu, da, da, o soluție de fluidizare a traficului. Uite, cele din față de la bancă sau cele mai jos de intersecție spre gara? Nu, poate nu. Unde frizeria? Unde frizeria, nu știu ce ori până rămână o parte cu taxi, o parte pentru cei care au treabă în zonă. Deci în zona respectivă a comisia de circulație, când se va întâmpla. Da, am pus o prezent, da, poate doar prima oară să simt, dacă nu asta și poate vezi cum soluție. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Trafiu. Avem practic un amendament la acest punct. Amendamentul privește jumătățirea cuantumului, limitelor cuantumului amenzii din proiectul de hotărâre de la 100 de lei la 50 de lei și de la 200 la 100. Nu, ar fi în felul următor. Amenzii persoane fizice, la persoane în prezent este 100 de lei, 200 și da, persoane juridice 200, 500. În amendamentul domnului Sergent înțeleg să fie 50 și 100 cu 100 și 250. Exact. Care sunt discuții pe marginea acestui amendament? Dacă nu supune la vot, cine este pentru? Am eu ceva de întrebat înainte. Asta înseamnă că amenda înseamnă 25 de lei, da? Jumătate din minimul prevăzut de lege. Nu știu dacă la noi se aplică cu... Ei. Da? Da, ei, da, așa este. Dar este în termen de 15 zile, parcă. Da, trebuie să punem amendă în acest caz. Ca să... Dacă... Este dar... amendamentul, domnul consilier, dacă și le menține și le... Dacă vreți un punct de vedere personal la acest caz, mie, unul personal, nu mi-a convenit să achit 25 de lei de fiecare când la piață. Dacă dumneavoastră vă convine, nu pentru mine este suficient pentru, pentru faza incipientă. Ok, poate... Ulterior se poate modifica din câte... Poate ar trebui să țineți cont și de organul care trebuie să aplice amenda și care mai are și alte lucruri pe cap, unde tot noi suntem nemulțumiți,
Și dacă e ocupat cu 10 amenzi de 22, toată ziua lui de lucru s-a adus pe treaba asta. Haideți să vedem lucrurile așa cum sunt. Da, am înțeles punctul nevoastră de vedere. Mai sunt alte discuții? Supunem la vot din nou amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Amendamentul a trecut. Supunem la vot proiectul de hotărâre, astfel cum a fost amendat astăzi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Punctul 17. Proiect de hotărâre privind acordul pentru introducerea în intravilan municipiul Onești a terenului agricol extravilan cu numărul cadastral 67.495 și avizul de principiu al planului urbanistic zonal, înființare cimitir și construire capelă mortoară. Are cuvântul domnul secretar general pentru a prezenta proiectul de aprobare. Pentru înființarea unui cimitir ortodox și construirea unei capele mortoare, aferent acestea, protopopiatul Onești a inițiat elaborarea unui curs pentru care are obligația de a obține mai multe avize. Astfel se propune introducerea în intravilanul municipiului Onești a terenului agricol extravilan cu numărul cadastral 67.495. De asemenea, se solicită avizul de principiu al planului urbanistic zonal, înființare cimitir și construire capelă mortoare, conform documentației înaintate. Față de cele prezentate, tratăm spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiect de hotărâre a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 191 din 6-10-2020 privind aprobarea încheierii contractului de cofinanțare pentru efectuarea obiectivului de investiții, extinderea rețelei electrice de distribuție în municipiul Onești, zona strada Calea Brașovului, județul Bacău și a obiectivului de investiții, extinderea rețelei electrice de distribuție în municipiul Onești, strada Calea Bacăului, județul Bacău. Are cuvântul domnul secretar general. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 191 din 6-10-2020 încheierea contractului de finanțare pentru realizarea obiectului de investiții, extinderea rețelei electrice zona strada Calea Bacăului, municipiul Onești și obiectului de investiții, extinderea rețelei energie electrică zona strada Calea Brașovului, municipiul Onești, județul Bacău. Ca urmare, adresei transmise de societatea comercială SCD Gazgrid, acesta ne-a ținut la cunoștință finalizarea licitației pentru atribuirea contractului de execuție lucrări de extindere rețele de distribuție electrică pe raza municipiului Onești și sumele necesare cu finanțarea lucrărilor de extindere. Valoarea totală ce va deveni din partea municipiului Onești fiind de 158.332 lei cu TVA și extinderea rețelei electrică, aceasta fiind totala Brașovului, totala Bacăului, valoarea totală ar fi de 55.350 lei cu TVA. Pentru asigurarea unor condiții optime de trai pentru locuitorii municipiului Onești, prin accesul la utilitățile publice, se solicită aprobarea indicatorilor tehnice economice și semnarea contractelor de execuție lucrări, extindere rețea de distribuție electrică. Față de cele prezentate, spunem spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au fost reprezentanții comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Zardă. Mă sunt sigură de aminte tangenția pe acest proiect. La Mugrăi sunt câteva case de utilitatea istică a patrimoniului care nu au trebuit. Deci, la public, ce și casic. Am demarat. Da, nu știu. Ce am înțeles de la ei, au un drum privat și pe drum privat e mai greu să faci vizina public. Doamna Irina, ce mi-a spus ei acolo? Doamna Irina, doamna director, s-a făcut cererea. Numele nostru urmează să se efectueze un studiu de oportunitate. În momentul în care se face studiul de oportunitate, nu sunt condițiile distribuitorului și valoare. Pe povestea de 20 de case, nu au absolut nimic. Da. Am demarat. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Vă rog. Domnul Bușor. Tot de tangențial. Aceeași problemă pe care a ridicat-o colegul, aș referi și la locuințele de spatele stadionului Energia, cu iluminatul public.
dacă s-ar putea, sunt foarte multe locuințe acolo și iluminat public nu există. Și am, fac o paranteză, dacă tot vine, a venit vorba și mi-ați ridicat mingea, vreau să vă fac un anunț foarte important pentru nu, dumneavoastră neapărat și tuturor locuințelor. Astăzi a avut loc recursul cu Ministerul Dezvoltării Regionale și municipiul Onești a câștigat procesul definitiv. Vom avea o investiție de 13 milioane de euro care va fi modificată probabil în sus pe iluminat public, extindere rețele și înlocuitul cu iluminatului public cu LED-uri, extindere cu panouri solare. Mulțumesc pe această cale colegilor juriști din cadrul primăriei care și-au făcut treaba cu simț de răspundere și au câștigat acest proces. Mulțumim. Mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Punctul 19. Proiect de hotărâre privind modificarea legii de investiții provizorii pentru anul 2021, ce a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 3 din 22 ianuarie 2021. Are cuvântul domnul secretar general. Având în vedere încetarea semnului contractului de execuție lucrări pentru extinderea rețelei energie electrică pe proiectul Calea Brașovului și Calea Bacolului, și impune aprobarea modificărilor apărute în lista de investiții provizorii pentru anul 2021, pentru respectarea termenilor continuare investițiilor aflate în derulare. Datele cele menționate, au dat aprobarea de raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvânt reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil și am să vă rog să-mi dați și cuvântul. Mulțumesc. Cred că în discuția pe care vreau să o inițiez de la una dintre pozițiile din planul de investiții, aceea a planului de mobilitate, vreau să explic câteva chestiuni și care țin strict de această poziție, dar și referitor la contextul în care este situată o astfel de investiție. Săptămâna trecută a avut loc la Tatra Neamț o conferință foarte importantă, Orașe și Comunități, Viziune 2030. Este o serie de conferințe organizate în țară pe tema digitalizării și Smart City, dezvoltarea practică a orașelor într-o tendință inevitabilă, să zic așa. Acum a fost prezent și unul dintre vectorii de opinie în acest domeniu, directorul ADR Mendes, o persoană la care cu toții trebuie să fim conectați și atenți, pentru că în perioada următoare, 2021-2027, banii de la Bruxelles nu vor mai fi trecuți prin București, ci vor veni direct la Piatra Neamț, ADR-ul devenind autoritate de management, și regulile de acordare a finanțelor se vor face regional, la Piatra Neamț, lucru care este o oportunitate extraordinară și pentru noi să ne promovăm necesitățile acolo și să se creeze liniile de finanțare în jurul a ceea ce avem nevoie. În 2015 am scos la achiziție, ce vreau să remarc este faptul că directorul agenției a pus un accent foarte mare pe planificare și programare. Planificarea și programarea înseamnă practic strategiile de dezvoltare ale orașelor, municipiilor, în baza cărora se vor accesa finanțări. Am să fiu mai concis puțin, vă dau un exemplu. O reabilitare energetică, o eficientizare energetică a unei clădiri nu se va mai putea face fără un studiu prealabil, un plan de îmbunătățire a eficienței energetice. Este doar un exemplu. Apoi, piste de biciclete este un alt exemplu. Nu se vor putea construi decât dacă au în spate o dovadă că sunt necesare printr-un plan de mobilitate. Există mai multe astfel de direcții care trebuie să fie acoperite de studii, de planuri și aceste documente, din păcate, în ultimii 4 ani de zile au fost ignorate, probabil într-o autosuficiență sau o lipsă de viziune a domnului primar Hnatiuc. În 2015 am scos la achiziție planul de mobilitate, atunci cu o sumă de 44.000 de lei, dacă mi-amintesc bine. Nu a venit niciun ofertant, semnal pentru mine că a fost o sumă prea mică și am văzut acum suma alocată de 50.000 de lei în planul de investiții. Părerea mea personală este că suma este riscant să fie iarăși prea mică. Doamna Andrie, totuși e posibil să-și fi făcut o documentare înainte de a pune această sumă în lista de investiții.
Cred că ar trebui să facem iarăși încă o schimbare de macar, să zic așa, în optica achizițiilor publice, un alt subiect care s-a atins în cadrul acestei conferințe. Toată lumea se plânge de furnizori slabi și de achiziții făcute într-un timp prea îndelungat. Acolo unde procedura de achiziție ne permite, insist și cred că este bine să mergem noi să ne alegem acei furnizori care prezintă garanții și calitate de acolo unde au mai trecut ei, respectiv pe la alte municipii sau consilii județene unde au prestat, decât să așteptăm să fim ofertați de niște furnizori care poate chiar au timp să stea și să meargă la toate licitațiile, semn că nu ar fi căutat și la fel de serios și la un nivel calitativ bun. De asemenea, cred că aceste studii ar trebui făcute simultan cu, și mă refer la planul de mobilitate și planul de îmbunătățire a eficienței energetice, ar trebui făcute simultan cu SID-ul, cu strategia de integrare de dezvoltare urbană. Ele au niște lucruri în care se întrepătrund și pentru o coerență în informații și în documentație e bine ca specialiștii antamați să colaboreze în această direcție pentru a nu fi nevoie ulterior de revenire și actualizări ale acestor studii. Sper să nu fim într-un ten prea târziu urcați, tocmai de aceea ridic această problemă și insist la doamna director să accelereze cât se poate de mult achizițiile în aceste direcții. Spun asta pentru că e posibil ca la aceste fonduri pe care nu le așteptam niciunul dintre noi pe PNRR să avem ceva probleme din cauza lipsei acestor documente, dar e vorba de un program mult mai consistent, 2021-2027, acolo cred că vorbim deja la 7 milioane de euro pentru miliarde de euro pentru regiunea noastră și măcar acolo este bine să putem să prindem toate oportunitățile care vor fi în vigoare. Și un lucru vreau să mai spun pentru a-mi argumenta grija. M-am uitat la celelalte municipii cu care practic noi concurăm la noi în regiune și nu fac referire la cei care sunt municipii reședință de județ și la celelalte municipii de rang similar cu noi, Dorohoi, Fălticeni, Rădăuți, Câmpul Moldovenesc, Vatradonii, Pașcani, Roman, Bârlad, Huș și Moinești, sunt cei cu care practic noi concurăm în mod direct, atât pe fondul cât și pe investitori, tind să cred, și doar cu mici excepții, nu sunt realizate aceste studii la ei, dar nu există niciuna dintre aceste primării care să nu aibă niciunul dintre studiile pe care noi nu le avem realizate în acest moment. O rog pe doamna director să analizeze și să eventual să propun, dacă e nevoie de o suplimentare, să propun un amendament pentru creșterea sumei de la 50.000 de lei. Dacă nu, concluziile acestea sunt: da, trebuie să grăbim cât se poate de mult achizițiile și să contractăm niște furnizori serioși care dovedesc experiență în domeniu. Numai o secundă, nu vreau să închid până nu mai spun două, trei cuvinte și referitor la angajări și după aia eu n-am terminat cuvântul și vă rog să-mi dați răspunsurile. Mă bucur foarte mult că domnul primar și dumneavoastră implicit care aveți în subordine Serviciul de Fonduri Europene, ați înțeles necesitatea creării unui efectiv de persoane mai mare în acest serviciu și ați fost la concurs aceste 5 posturi. Cu toate că bibliografia a fost un pic descurajantă pentru unele persoane interesate, personal am discutat cu mai mulți oameni care sunt interesați, nu știu câți dintre ei se vor prezenta asta anul la concurs, dar m-aș bucura foarte mult să aveți în vedere persoane care au disponibilitate la efort, care au viziune, care au creativitate și care au dovedit, eventual, bine, nu pentru debutanți, dar cei care vin de alte posturi, care au un pic de experiență conexă cu domeniul acesta al fondurilor. Dar atât am vrut să vă spun, vă mulțumesc! Vreau să menționez faptul că în lista de investiție provizorie, care se supune aprobării astăzi, a fost introdusă o valoare care a fost demarată de anul trecut, respectiv valoarea cofinanțării care este necesară pentru calea Bacăului și calea Brașovului.
care a fost demarată anul trecut și nefinalizată, este adevărat faptul că noi în lista de investiție provizorie am vrut să introducem obiective noi, însă din discuțiile pe care le-am avut, sau să modificăm obiectivele noi, însă din discuțiile pe care le-am avut cu cei de la ANAF, este o opinie pe care noi am luat-o în considerare. În lista provizorie să nu punem obiective noi și să nu facem în lista provizorie modificări cu obiective noi. Având în vedere faptul că este o listă de investiții provizorie, vom avea în vedere toate propunerile dumneavoastră pe lista definitivă ce urmează, de investiții definitivă, ce urmează a fi votată odată cu bugetul, sperăm noi, în cel mai scurt timp. În opinia celor de la ANAF se spune că în condițiile în care este provizorie trebuie să continue lucrările care au fost demarate în 2020 și nu au fost finalizate. Ăsta este motivul pentru care am înțeles opinia lor, respectăm aceasta pentru că vorbim de buget. Urmează să avea în vedere toate obiectivele care mi le-am propus pe lista de investiție definitivă. În ceea ce privește angajările, într-adevăr, așteptăm în continuare depunerea dosarelor, sunt candidați înscriși, avem nevoie de oameni competenți să ne ajute. La planul de mobilitate, înțeleg, am înțeles foarte bine și timp să subscriu, n-am verificat legea, dar are logică ceea ce îmi spune și dacă ANAF așa a spus, probabil că așa trebuie să fie. În schimb, la planul de mobilitate putem să câștigăm o lună de zile, avans până când va fi votat bugetul și implicit lista de investiții finale, cam așa estimez, domnesc, că luna viitoare, cam pe vremea care vom avea bugetul. Mă gândesc că putem să scurtăm o lună de zile, lună care poate să conteze și la un moment dat în contextul unei depuneri. Și la planul de mobilitate este o discuție pentru că n-am fost demarat în anul 2020. Ar trebui să fie demarat în 2021. El se află în lista achiziție de efectivă. Exact. Nefiind demarat în 2020, având în vedere obiectivele care le-au, obiecțiunile care le-au făcut cei de la ANAF, ne oprim și continuăm într-o lună, dar să fie contestat. Ok. Atunci sperăm ca luna viitoare să putem să intrăm în linie dreaptă. Sigur. Până atunci mă documentez scrierea la ofertă. Vă mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Și avea eu precisare. S-a vorbit despre strategii și planuri. Strategiile sunt deasupra planurilor. Ele au caracter de director major. Sub ele sunt planuri. Că e planul de urbanism general, că e planul de mobilitate urbană, ele au un caracter operațional mai detaliat. Adică se duce la nivel de străzi, cu prevederi, așa. Deasupra trebuie atenție mare ce le cerem prestatorilor în sensul de intenție. Pentru că noi avem o strategie. Din păcate, nu a fost totdeauna foarte transparentă în sensul de cuplarea nevoilor, a deciziilor Consiliului Local. Mulțumim, doamna arhitect, dar nu face obiect de acest proiect de hotărâre. Dacă am încheiat cu... Dacă nu președintele de ședință hotărăște asta? Nu președintele de ședință hotărăște ședința? Nu da, președintele de ședință. Cred că remarca domnului secretar este o remarcă potrivită. Da, dânsul are mai multă experiență decât mine, care sunt la prima prezidare de ședință ordinară. Deci nu cred că este un deranj ceea ce a făcut dânsul. La fel, foarte multe persoane din această sală au vorbit fără să-și ceară cuvântul și am fost destul de permisiv, spun eu. Deci este în regulă ce s-a întâmplat. Dacă nu mai sunt alte observații, supun la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri, se trece la proiectul următor. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 147 din 2019 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local cu modificările și completările ulterioare. Are cuvântul domnul secretar general pentru prezentarea referatului. Necesitatea întăririi capacității de lucru a unor structuri funcționale la nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mircea a rezultat ca urmare a analizei de fond asupra activității, având de scop ducerea la îndeplinirea obiectivelor generale asumate de conducerea instituțiilor, astfel ca modificările propuse vor conduce la eficientizarea activității în compartimentele care se vor întări funcțional. Față de cele prezentate, spune spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentantul Comisiei numărul 4 pentru a prezenta raportul Comisiei. Am discutat. Discuții de marginea proiectului? Dacă nu sunt discuții, supune la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri?
punctul 21, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 27 din 27 ianuarie 2021, privind aprobarea delegării gestiunii activității de dezinserție, dezinfecție și deratizare ce face parte din cadrul Serviciului de Salubrizare Publică a modelului de contract de delegare a gestiunii de activități de dezinserție, dezinsecție și dezinfecție și deratizarea municipiului Onești către SC, domeniul public și private sau Onești. Are cuvântul domnul secretar general pentru prezentare rapid de aprobare. În urma înaintării documentației despre analiză și licențieri, ANSC București a constatat necesitatea modificării și completării anexei 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 27 din 27 ianuarie, privind aprobarea delegării gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, ce face parte în cadrul Serviciului de Salubrizare Publică, a modelului de contract de delegare a gestiunii activității către SC domeniul public și privat Onești S.A. solicitând cooperarea unor modificări și necesitatea solicitării recomandărilor necesare pentru stabilirea numărului de tratamente aplicabile și întocmirea programului unitar de acțiune. Prin delegarea activităților respective, se urmărește ca prin activitatea de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, să realizeze un raport calitate-cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de legare și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contractul în condițiile în care structura și nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestației și vor fi în conformitate cu prevederile legale. Având în vedere că a fost completată documentația necesară solicitată de ANRSC București, vă propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții Comisiei de Specialitate, Comisia numărul 1, Alice Favorabil, și Comisia numărul 4, Alice Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt discuții, spunem la vot cine este pentru, cine este împotriva. Dacă sunt abțineri, mă duce la ultimul punct de ordine de zi, probleme de interes local diverse. Domnizați la cineva, cine îi spuiește? Și eu. Probleme și având în vedere că nu mai sunt de avizat cu tău, să nu știu la mine că vă mă... Domnul vă rog să mai rămâne, domnul secretar, pentru vina asta. Și eu tot legat de ceea ce s-a întâmplat în ședință, pentru că mi se pare oarecum excesiv să nu lăsăm pe fiecare dintre cei care sunt specialiști în unitatea administrativă teritorială să ne comunice un punct de vedere. Eu știu că poate foarte mult dintre noi divagăm de la proiectele de hotărâre Însă, sunt chestiuni pe care le putem învăța de la cei care iau cuvântul. Poate și din consilierii locale. Intervenții care nu sunt neapărat pe proiecte, dar trebuie ascultate. Nu trebuie să fim excesivi și să dăm dovadă de rigurozitate maximă. Suntem într-o ședință de Consiliu Local și aici se discută. Nu suntem într-o sală de judecată și acolo judecătorii sunt mare abili. La proiectul 3, când am vrut să intervin, imediat nu mi-ați dat voie să intervin. Am spus că s-a modificat proiectul și pe forma inițială nu mai am discutat. Dar poate vreau să-mi spun punctul de vedere pe forma inițială. E normal ca fiecăruia dintre noi să-i se dea posibilitatea să discute în Consiliul Local. Să spună punctul de vedere, avem foarte mulți colegi care sunt la primul mandat. Nu mi se pare cât elegant, nu mi se pare nici corect procedural să fim excesiv de riguroși. Da, îmi cer scuze, am reținut ceea ce ați spus dumneavoastră pe viitor, dar a fost doar o simplă remarcă, cel care hotărăște este președintele de ședință și nu eu. Dar cred că și dumneavoastră și secretarul general are dreptul să intervină, să spună punctul de vedere. Pe o manieră elegantă, de cele mai multe ori ar trebui, de cele mai multe ori așa o faceți, dar astăzi... Da, am și o zile mai bună și mai rău. Vă rog, domnule. Sper că ați înțeles greșit, domnul secretar. Da. Problema se pune așa. Se poate unii să aibă dreptul de a interveni și unii nu. Ori aplicăm aceeași regulă, ori nu. Adică haideți să credem lucrurile așa cum se numește. Fiecare intervenim la
fără legătură neapărat cu proiectul și de la teotic. Nu, cred că e corect să mergem de la cap la cap, da, dar nu înțeleg care este sau care a fost, okay. Pentru că identitatea mea față de colegul meu a fost, colegul meu nu a prezentat raportul de specialitate, nu făcea obiectul acestui proiect de hotărâre și problemele pe care dumneavoastră le pune sunt foarte pertinente, dar le pune în contextul în care dumneavoastră semnează un raport de specialitate. Este de specialitate. Aici discutam pe o problemă de investiții ce ține de direcția de dezvoltare și direcția economică, nu de direcția de urbanism. Ține și de direcția urbanist, normele de aplicare ale 350 prevăd că planul de mobilitate urbană este complementat cu plan. Și de ce am vrut să intervin era că rare ori se face distinția între strategie și plan. Planul e duc mai jos. Adică, nu, că nu vreau, decât să informez. Bănuiam că această nuanță scapă, strategiile sunt deasupra și dacă ai făcut o strategie, că asta e obligația să o duci la îndeplinire prin planul, atâta vreau să clarific, adică Consiliul Local să înțeleagă că strategiile sunt la nivel de aspirație, ce-ți dorești, intenție, pe când celelalte pun în aplicare, atâta vreau să explic. Ok, îmi cer scuze, eu am greșit eu față de Consiliul Local și față de colegii mei, îmi cer încă o dată scuze și probabil că îmi cer scuze pentru dumneavoastră. Am deranjat, dar nu, asta a fost intenția. Am vrut doar să explic că sunt nuanțe care scapă și deci, în primul rând, eu consider că punctul de vedere al domnului arhitect a fost înțeles până la intervenția domnului secretar general. Deci, practic, nu ar vrea să denaturăm discuția și să spunem că domnul secretar nu trebuie să vorbească altor persoane sau că se interpune într-o atribuție pe care eu am ca și președinte de ședință. Deci nu are vrea să denaturăm discuția. Cred că ne-am făcut cu toți înțelegi. Vă rog, domnul Zdar. Da. Am o singură completare, am un mesaj la un conștient care îmi vrește ședința. Care a scutat lui? Că, în faptul, este în mine. Suntem acasă acolo care nu știu, doamnă, dacă v-ați vedere și acestea scut. Da. Am și eu un semnal de la cineva, are trimis o adresă către Ioachim Onești din noiembrie, din 4 noiembrie, și nici până astăzi nu a primit niciun răspuns. Înțeleg că răspunsul o să vă numesc adresa, înțeleg că răspunsul este destul de complicat, dar cred că acest răspuns s-a arătat de... O să vă rog. E către urbanism, probabil. E ceva cu terenul de din cartierul de cele. Dar minim, nu vreau să intrăm ca procedură, adică e normal să primească un răspuns. Adică chiar dacă răspunsul este lucru, vă rog să mă lăsați să vorbesc. Am văzut nu în caz, vorbesc. Eu nu sunt de acord cu asemenea întârzieri, nu știu de ea, o să verific, vă rog să mă lăsați să verificăm ce se întâmplă. Mulțumesc mult. Mai dorește cineva să intervină atât? Nu, că s-a descurcat singur, domnul Cimboieșcu. Și vrea să-mi puneți prietenia? Nu, doamne, voiam să vă susțin, să vă spun totul. Stați! Nu simt la situație de genul ăsta. Mai avem alte probleme de interes local? Dar nu avem toate probleme, deja am închis ieri pe ședinței de astăzi. Vă mulțumesc tuturor!